Față în față s-au aflat astăzi reprezentanții Colegiului Național de Ciobal Deva și elevi de la Colegiul Național IC Brătianu din Hațeg. Astăzi vom asista la o confruntare între Colegiul Național de Ciobal din Deva și Colegiul Național IC Brătianu din Hațeg. Este ultimul meci din sferturi pentru calificările în semifinalele concursului de cultură generală Citești și Câștigi. În funcție de rezultat vom decide cine merge mai departe. Mai departe vor merge elevii de la Colegiul Național de Ciobal din Deva. Semifinalele se vor desfășura miercuri 11 mai, începând cu ora 13. Hunedoara TV transmite în direct confruntările.